În fiecare an, tot mai mulți copii cer ajutor pentru că sunt victime ale mai multor tipuri de abuzuri, în familie sau la școală. De la începutul anului s-au înregistrat peste 35.000 de apeluri care au semnalat, printre altele, cazuri de violență în familie, abandonuri și rele tratamente aplicate celor mici. Reporterii Prima TV au stat de vorbă cu mai mulți copii care au ajuns în plasament după ce fie au fost bătuți de părinți, fie au fost abandonați pentru că familiile nu aveau cu ce să-i crească. Am stat de vorbă cu o fată de aproape 18 ani, care în copilărie a fost bătută de părinți și apoi de bunică. Îi vom spune Alina, pentru a-i proteja identitatea. Cum se manifesta tatăl tău vitreg față de tine? Fiind diferent, de parcă nici măcar n-aș fi fost în familie. Mai primeam unele bătăi din partea lui, dar mai multe erau din partea mamei. Mama ta atunci când te bătea, ce-ți spunea? Că ai supărat-o, că ai făcut ceva rău, că ai făcut vreo boacănă sau pur și simplu fără niciun motiv? Uneori fără niciun motiv. De fapt, de cele mai multe ori fără niciun motiv. Alina s-a mutat apoi cu bunica ei, care i-a promis că va avea mai multă grijă de ea. Bătrâna s-a îmbolnăvit însă de schizofrenie și a început să o bată și ea pe fată. Și ea mă bătea, dar evident eram și eu mai mare și fugeam și eu de ea ca să nu mă poată bate. Și suna la protecția copilului. Tu ai sunat? Eu am sunat o prietenă pe care eu am pus să sun, să sune. De ce nu ai sunat tu? Nu știu, mi-era frică. Și-a găsit un loc de muncă stabil, iar la anul va da examenul de bacalaureat. Spune însă că mama ei naturală a căutat-o doar când a avut nevoie ca Alina să-i găsească un loc de muncă. Crezi că părinții tăi regretă vreo clipă modul în care s-au purtat cu tine acum? Presupun că da. Adică și eu aș regreta dacă m-aș comporta așa cu copilul meu. Am stat de vorbă și cu un alt copil, un băiat de 15 ani, căruia îi vom spune Alin. Când avea 2 ani, mama l-a lăsat în grija statului, alături de frații săi, pentru că nu putea să-l crească. Mama mea m-a lăsat la centru, unde am fost dat la... mama maternală, până la vârsta de 9 ani. Și din cauza pentru că a trebuit să se pensioneze, am ajuns în centru. Cum îi spuneai? Mama. Cum ar fi fost mama mea adevărată, așa i-am spus. Alin nu are amintiri cu mama sa naturală. Era prea mic atunci când aceasta l-a abandonat. Din câte am înțeles, da. Stăm în București, dar niciodată nu m-a vizitat. Mă bucur că m-a lăsat, sincer, pentru că am ajuns să cunosc foarte multă lume care m-a ajutat să devin cineva. Mama s-a recăsătorit sau are o altă relație cu un domn, relație din care mai are un băiețel pe care l-a și oprit ca să poată să-l crească și cei trei frați au ajuns la noi la apartamentele de tip familial. Alina are deja planuri de viitor. Deși este abia la școală, știe că vrea să se facă bucătar atunci când va fi mare. Gătești? Da, pentru colegii cu care stau în apartament. Le place ce gătești? Da. Ce fel de mâncare îți place să gătești cel mai mult? N-am preferințe, gătesc orice. În situația lui Alin și a Alinei mai sunt alte câteva zeci de mii de copii din toată țara. O parte dintre aceștia au sunat la asociația Telefonul Copilului să ceară ajutor specializat. În acest an s-au înregistrat peste 35.000 de apeluri care semnalau un anumit tip de abuz asupra copiilor. În 16% dintre cazuri a fost nevoie de intervenție instituțiilor abilitate, chiar a poliției, iar în peste 3.000 de cazuri copiii au avut nevoie de consiliere psihologică de lungă durată. Anual, numărul apelurilor prin care copiii cer ajutor specializat este din ce în ce mai mare. În 2016 s-au înregistrat aproape 5.000 de situații în care cei mici au fost bătuți în familie sau la școală.